Maria, că da, e vecina, ce auzi, ce nebun. Maria, spune și mie care cuvinte nu pot fi pronunțate corect de Paul, că vreau să facem puțin exercițiu. Mă lași pe mine cu primul, te rog. Hai, te rog, hai, bine, fie. Le sfârc? Nu cred. Un sfârc, două sfârci. Un sfârc, două sfârci. Mai zi o dată, Paul. Deci cum? Un sfârc, două sfârci. Plural. Are drept de autor. Dar e cu sfârcuri. Nu, sfârci. Nu, e sfârci. Sfârci. Nu, nu. Sfârci. Sfârci. Deci un sfârc, doi o sfârci. Sfârci. Foarte tare. Bună asta. Așa. Șarlupă. Șarlupă? Șarlupă. Șarlupă. Ce înseamnă șarlupă? Șopârlă. A, șopârlă. E aproape, e la fel. A, deci el spune șopârlă în loc de... spune șarlupă. Ia spune Paul. Șopârlă. Șopârlă. Șarlupă. Și tot ce înseamnă... Paul, dar zi mai încet, zi mai încet. Șopârlă. Dacă îl pui să conjuge vreun verb, s-a terminat. Deci, eu mușc, tu mușchi, el muște. Eu coac, tu coazi, el coasc. Noi coașem, voi coașeți, ei coasc, bineînțeles. Dacă cineva sfore, e cam așa. Eu sforesc, tu sforești, el sforești, el ea sforesc. Noi sforăm, voi sforați. Ei sforesc, bineînțeles. Maria, Maria, trăiește în România de 10 ani. Știi că aici ai numai cu sforari, cu tot felul de lucruri. Nu l-am înțeles-o de tot. Asta e jos. Melc. Nu este melc, este smelc. Maria, este absolut delicios accentul și el așa, adică nu-l româniza, lasă-l că de-aia e interesant, Paul. Dacă ar fi român ca nostru, nu mai fi Paul. Exact, de ce l-aș corecta? Lasă-l Paul, nu-l mai face Paulică. Lasă-l Paul, asta e. Paul, ne place așa, ne place, rămâi așa. Asta este dulceața personalității tale. Fiți atenți. A doua întrebare, e cu da sau nu? Ți se întâmplă des să dai vina pe soț dacă ceva nu merge cum trebuie în casă? Da. Cuvetă, un robinet, un duș. Noi am zis că la asta trișe. Dacă ceva e stricat în casă, la cuvetă, aragaz, îi se întâmplă Mariei să dea vina pe soț că nu repară? Da sau nu? Maria și Paul, da, dai vina pe soț dacă ceva nu merge cum trebuie în casă. Normal că ei sunt întotdeauna capul răutăților și vina. Răspunzători. Eli și Domnul. Înțeleg că și la voi același lucru. Și se întâmplă des să dai? Da. Nu era butonul de întotdeauna. Da, corect. 10 puncte. Alexia și Ionuț. Noi cu asta ne umplem timpul. Da. Patul și cu reparatul de chiuvete. Noi cu asta ne umplem timpul. Da. Mergem la a treia întrebare. Vi s-a întâmplat să mințiți la vreun interviu când ați fost întrebați de relația de cuplu, doar ca să scăpați mai repede de acea întrebare? Nu. Răspunde că se duce. E cam... N-a fost cazul. Da, a fost cazul, doar ca să scăpați. Știți că sunt mulți care nu vor să vorbească, să-mi dea detalii, să... Eu nu mă pot abține. Nu vi s-a întâmplat să mințiți doar ca să treceți mai departe. 10 puncte. Eli și Domnul.